A început sesiunea cu cele mai grele examene din viața unui tânăr absolvent de liceu, și anume bacalaureatul. Luni 26 iunie, candidații au susținut proba la limba și literatura română. La centrul de examen de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu din municipiul Pașcani era forfotă mare. La poarta școlii, prietenii și familia îi așteptau cu nerăbdare pe tineri pentru a vedea primele reacții. Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu au fost autorii care le-au dat emoții candidaților. Ai avut emoții? Da. Cum ți s-au părut subiectele? Ușoare. Te-ai pregătit pentru asta? Da, da. Ce a picat? Ce subiect a fost? La subiectul 3 a fost de alege între Camil Petrescu și Liviu Rebreanu. Caracterizarea de personaj. Deci a fost bine. Să înțeleg că ai pornit așa cu un start bun în examene. Da. Crezi că greva, pandemia v-au afectat așa în pregătirea pentru examene? Pe mine nu m-a afectat foarte mult. M-am pregătit în toți anii ăștia, așa că... Nu a mai contat. Pe mai departe, unde vrei să mergi? La psihologie, în București sau în Iași. Ai avut emoții? Nu, chiar. A fost foarte simplu, dar la subiect 3, nu știu, nu prea am reușit să fac mare parte, da? Nu erai pregătit, să înțeleg. Dar sper să fie bine, totuși. Mult succes! Concluziile absolvenților după ieșirea din examen au fost diverse, unii bucuroși de subiecte, alții îngrijorați de cât au rezolvat sau alții pentru care oricum nu contează dacă promovează sau nu. Cum a fost? Destul de greu. Ce subiecte au căzut? Despre caracterizarea unui personaj dintr-o operă studiată scrisă de Liviu Rebreanu și mai era un autor, dar n-a reținut. Te așteptai la aceste subiecte? Nu deloc, tocmai pentru că nouă unii s-au zis că sunt mari șanse să primim fie Plumb, fie Otilia. Crezi că... Așa că mai mult neașteptat. Crezi că greva și pandemia și toate astea v-au afectat cumva pregătirea pentru BAC? Pe noi, clasele de-a 12-a care am terminat cu două săptămâni mai devreme, nu prea, pentru că mulți eram care făceam și pregătiri după, cu profesori privați. În regulă. Pe unde vrei? Mai departe să mergi? Mai departe, dacă iau BAC-ul, bine, dacă nu la fel, eu vreau, mă gândeam la mecanică. Cum a fost? Foarte bine. Ai avut emoții? Puțin. Ok, mult succes. Bună, ai avut emoții? Nu. A fost bine? Da. Pentru prima probă? Da. Să înțeleg că ai un start bun. De bun. Sesiunea continuă și în zilele următoare. Așadar, mâine, 27 iunie, proba obligatorie a profilului. Pe 28 iunie, proba la alegerea profilului și specializării. Pe 29 iunie, limba și literatura maternă. Pe 3 iulie va fi afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12-18. 4-6 iulie, rezolvarea contestațiilor. Iar pe 7 iulie va fi afișarea rezultatelor finale. Candidații care nu au promovat examenul de BAC în prima sesiune sau au rămas corigenți la unele materii se pot înscrie în sesiunea de toamnă din luna august. Examenul de BAC se consideră promovat de către absolvenții de liceu care au susținut toate probele scrise și au obținut cel puțin 5 la fiecare dintre acestea, iar media finală este de cel puțin 6. În acest an, în contextul grevei profesorilor, probele de competențe au fost echivalate cu mediile din anii de liceu.